să se studieze existența limitei, limită când x tinde la infinit, din cine? Parte întreagă din x pe 4 supra x. Acum, atenție, ce înseamnă parte întreagă? Partea întreagă a unui număr, știți că este mai mică sau egală decât numărul, mai mare decât, în cazul meu, decât x pe 4, mai mare decât numărul minus 1. Da? Prin urmare, parte întreagă din x pe 4 pe x este mai mic sau egal decât x pe 4 pe x și mai mare ca x pe 4 minus 1 pe x, că x tinde la infinit, deci e pozitiv. Da? Ăsta cât este 1 pe 4, ăsta cât este x minus 4 pe 4x. Când x tinde la infinit, unde tinde? Ăsta tinde la 1 pe 4, aici gradul de sus egal cu gradul de jos tinde la 1 pe 4. Prin urmare, limita din interior este 1 pe 4, da? O teorema cleșterului, da? Că e prinsă între două funcții care tind la 1 pe 4, răspuns corect C.